Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, a mers la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali europeni pe tema PNRR. Oficialul a vorbit cu reprezentanții Comisiei despre prima cerere de plată din PNRR în valoare de 2,944 de miliarde de euro, bani despre care gurile spun că ar putea să întârzie. Mai multe despre această vizită ne spune chiar ministrul Marcel Boloș. Este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Cu ce vești veniți? Întâi de toate am avut o întâlnire foarte bună la nivelul Directoratului General pentru Redresare și Reziliență, DG Recover, cum îi spunem noi, în care am discutat toate aceste probleme pe care le-ați menționat în legătură cu cererea de plată numărul 1 pe care România trebuie să o depună la început de luna iunie, și pentru care sunt de îndeplinit o serie de formalități, atât din punct de vedere al așa ziselor milestone-uri pe care le avem în relația cu Comisia, dar și mecanismele care țin de operaționalizarea PNRR-ului. Discuția a fost una, cum am spus, aplicată, în care anumite milestone-uri pe care încă le mai avem în discuție din punct de vedere al validării cu Comisia Europeană a trebuit să le limpezim, astfel încât ministerele de linie să poată să fie în măsură ca să ducă la bun sfârșit procesul de validare și Comisia să ne poată vira apoi suma de bani pe care o avem de încasat. Se pune problema renegocierii PNRR? În această perioadă sunt o serie de lucruri care se întâmplă la nivel european. Pe de o parte, asistăm la o creștere a prețului la materiale de construcții, la rată a inflației care creează probleme pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, deci e limpede că din acest punct de vedere Comisia se pregătește pentru procesul de reajustare a milestone-urilor pe care le avem în Planul Național de Redresare și Reziliență. Apoi, de asemenea, se discută intens de independența energetică a Uniunii Europene, noul program REPowerEU, care va crea posibilitatea de a se redeschide Planul Național de Redresare și Reziliență pentru introducerea acestui capitol nou de energie în aceste planuri naționale, și deci există această perspectivă atât pentru reajustarea milestone-urilor, cât și pentru introducerea a cel puțin unui capitol nou de energie. Dar aceste lucruri probabil le vom vedea în perioada următoare, fiindcă încă sunt în discuții toate aceste metodologii și toate aceste proceduri pe care Comisia cu statele membre urmează să le deruleze.